Nu vă lăsați. Nu, eu n-am fost niciodată la ziua respectivă, dar de câte ori am ieșit din spital, am trecut pe aici, m-am întâlnat, am... Dar ce făceați la spital aici, la Iași? Da, am fost o dată să văd ce am la cap, am avut un necaz și amenințam și credeam. Și ați avut un rol sau ceva? Nu, pe fond nervos, la supărare. Și a fost operată pe coloană și mă doare și un picior din mai pot, până la genunchi, dar am uitat bastonul acasă și mă țin și așa. N-are baston acum, da. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 54 am acum, dar sunt operată în trecut. De un an și două luni s-a operat pe coloană. Și când am fost atunci la Iași, aveam 37 de ani când m-am dispărțit. Ați venit prima dată? Da, am venit la doctor, dar aveam o mătușă de-a mea, o cumnată de-a mamei, acolo, operată de hernie și m-am dus și eu prin ea și mi-a zis că n-am nimic decât să fiu nervos. Eu dormeam, n-aveam de astea, nu știam, decât că amețeam. Și când am o supărare, amețesc, pe loc mă trântește jos. Dar dacă mă bate soarele în cap, în ochelarii se închid, mă protejez jos, așa cât pot. Dar acum mai pot să fac treabă. Nu, mă rog, pentru sănătatea mea, copii, am nepot, o nepoțică, și alaltă gravidă din decembrie, un băiețel, am două fete și doi geneti, care mă împac super. Soțul? Soțul a plecat atunci cu amanta, când aveam 37 de ani jumate, și până acum 17 ani, cât o fi, singură, când mi-am pus în gând când îmi trebuie. Nu mai vreau, m-a dezamăgit total. Și nu v-ați rugat să vă dea un alt soț? Nu, nu vreau. I-a venit să mă căsătoresc. Și așa, ca aventuri, lumea asta, cum e, nu vreau să văd pe nimeni. În ograda mea nu intră decât prietenii sau nașii băieții fetelor mele. De atunci nu mai știți nimic de soțul dumneavoastră? Nu, de când am divorțat, de pe 4 ani, când mi-a furat actele, nu mai știu nimic. Dar sunteți de aici, din Iași? Sau nu, tot de la Tepuși, de la Malual. Malual, Drăgănești și Comuna. Tepuși, da. Da, lângă Tepuși acolo.